Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator. Astăzi o să terminăm cu semănatul și cred că o să avem și recoltele crescute. Ce facem asta? Alo. Ah, de fapt da. Hai că mergem. Oare în cap un balon de ăsta? Ia. Ia stai așa. Bă, de ăsta e așa că noi... Nu putem, asta nu se descarcă automat. De. Dar ar fi fain să încap un balon ăsta, dar dacă nu încape, îl punem noi. Trebuie să punem noi ca să vindem. Asta zic că acum descarcăm. De fapt, trebuie să luăm ceva foarte, foarte greu care să nu mă rădice de spate. Asta e minusculă. Semănătoarea aia. Sau cea? A, dar semănătoarea e ocupată. Ceva foarte greu. Asta o luăm. Foarte grea, nu? Bănuiesc. Hai că încă pe aici. A perfect ți-ar încăpea. Nenă. Trebuie să punem noi perfect. Asta văd că o cam ia la vale. Da, știți cum facem. O să mergem un pic cu tractorul în față.
apa. Ar fi perfect. Perfect. Lol. E greu, dar merge măcar. Ce ziceam? Că merge? Parcă așa am zis, nu? Retrag cuvintele. Nu înțeleg cum m-am răsturnat fără să fac nimic. Ala se băguiește acolo în remorca. Opa. Stai acolo. E drumul să trebuiască să mergem foarte încet cu el. Dar cred că de descărcat îl descărcăm ușor, nu? Sau nu chiar ușor. O să luăm un tractor după noi. De descărcat nu e greu. Ori la tractorul ăla a nostru. La dude. A doiți. Unde e doiți? Uite aici. Nu putem încărcător. Nu avem încărcător frontal. Recomand să-l lăsăm aici. O să mergem cu tractorul. Oricum mai avem treabă. La terenul acționat, hai să schimbăm întâi cu asta. Să-l punem pe alt teren. Mai rapid. Ia să văd eu ce fertilizat. Ok, bun. La trebuie să-l dăm și cu var. O să fertilizăm întâi tot terenul, după le dăm cu var. Sau? Nu, că n-am chef de descarcă acum. Asta așa că să fertilizăm întâi și după dăm cu var. Abia aștept să termine semănatul ăla ca să pot să vin bumbacul ăsta, baloți ăștia de bumbac, avem o grămadă. Ia să vedem ce remorci noi avem. Avem noi. Pentru cărat bumbac. Doi.
asta încă pe 2. Patru în cap în asta. Mai are și autoload. Merită cumpărată. Alb, mă, alb, alb punem. Michelin. Așa. Și cumpărăm. Cumpărăm, da, da. Perfect. Și încărcăm pe toți deodată, nu? Da, meu, ce facem? S-o pus la somn? Micuț, te-ai pus la somn? Nu te cred că asta o dat tot. Ba da, mă, ești nebun? O dat tot. Cum a terminat asta, că nu înțeleg? În fine. Se termină ăla cu semănatul. Oricum, termină ăla. Termină rapid rău de tot. Trebuie să aștept. După o sparcăm aici. Semănătoarea aia veche o și vindem. Nu prea avem noi loc aici. Trebuie mai... Ca să încapem să dăm aici cu spatele, să și putem... Dăm și acolo, în partea aia altă cu spatele, nu? Bun, mergem după remorca aia de baloți. Să nu mai facem noi improvizații. Am cumpărat-o că, na... Mergem cu tractorul ăsta, pentru că ăsta merge rapid. Cel mai rapid tractor de la noi. Asta trebuie să luăm o remorcă mare. Cum că mai aici patru baloți, că nu înțeleg. Nu prea văd eu să încap aici patru baloți. Adică dacă îi pun unul peste altul. Are autoload. Ia să văd. Aici. Fii atent, că nu te cred că se deschide geamul. Și trapa.
Să mă deschidem aici. Rol da-mi place, da? Dar nu știu ce se deschide dacă fac așa. În fine. Acest balot nu este compatibil. Dar scrie acolo că e de cată, nu cum adică nu este compatibil. În fine, remorca asta dacă nu e compatibilă cu balotul ăia, nu-mi pasă că... Lasă așa, bun. Nu e compatibilă. Dar eu am luat-o de acolo totuși. Dar nu contează, pentru că poate o să iau ceilalți baloți. Așa că n-are nimic. Dăm acolo remorca cu spatele. Așa. Hai să nu mai încercăm noi scheme și să terminăm cu semănat. Mamă, s-au luat-o direct pe terenul ăsta. Asta-l semănăm noi pe ăsta. Descurcăm. N-are nimic cu strâmb aici, adică nu contează. Semănă așa pentru că e îngust aici din cauza la hala asta și... Păi... Trebuie remorcă de cotton. De unde ai remorcă de aia de cotton? Dar acum mă gândesc mai bine, nu o cumpăr, o închiriez, că și așa noi nu prea o să mai punem de acum bumbac. O să punem doar mai puțin, pentru că deja am pus foarte mult bumbac și practica noastră a luat-o pe toate terenurile aia. Lucrătorul ăsta automat. Hai că nici n-am terminat cu terenul ăsta în câteva minute, în 2 minute cred. Faină semănătoare, asta s-a meritat că am luat-o. Avem tractorul ăsta mare de o trage. El avem și pe ăla, dar... De banii pe care o să-i facem. Paolo! Vedeți voi ce luăm.
urmele alea, poveste lungă. Deci sunt acolo urmele alea. Băgăm aici, nu, că e unealta cam lungă. Prea avem loc aici. Aia în cap acolo. Așa că aia, da, aia acolo o punem. Dar asta nu o punem acolo. E prea lungă și încurcă. Asta o punem aici. Ce faci s-o dat? Gata. Se întâlnă munca cu tractorul ăsta. Oricum, după producția asta o să trebuiască să băgăm plugul. Ambele pluguri. Hai tot să băgăm aici. Încă combinele astea din nou mai fost pornite de vreo 3 campanii. Oricum, după producția asta de bumbac, nu mai punem bumbac. Pentru că deja am pus prea mult bumbac și... E prea mult. A terminat asta? Hai, de bă... Las că te ajut eu aici. Cumpărăm stații. Că de azi terminăm cu alea paleții, ia. S-o scumpărăm stație, că e jale. E jale. Gata. Bine, în afară de astea primim. Trebuie să-i putem undeva unde să ne încurce. Aici îi putem. Hai să descarcăm îngrașamentul. Easy. Perfect. O mers perfect. Hai să ferim noi tot tractoarele de aici. Da, m-am înșelat un pic. Am crezut că episodul ăsta o să terminăm, dar episodul viitor o să terminăm. Dar semănătoarea asta chiar o să lăsăm la tractorul ăsta agățată. Pentru că și așa... Cu asta o să semănăm. Pentru că scrie acolo că are nevoie de 150 cai. Tractorul ăsta are fix 150 cai. Deci ar trebui să o tragă liniștit. Bine, știu eu de ce necesită doar atât. Asta nu dă cu îngrășământ. Da, nu contează, că dăm noi. O să împrăștem noi după. Încape.
prea în cape. Dar cu asta putem sta aici pe tușă, pe lângă. Sub streașănă. Hai, hai, hai. Aici. Așa. Ce-ai mai ești nebun? Nu mai intră acum. Sub strașă, nu mai intră. Stăm atâta ca să punem tractorul ăsta aici. Gat. Ca să nu mai încurce și haide să cumpărăm alea de acum, să le avem cumpărate. Măcar episodul de azi am terminat cu semănatul. Cred că aici erau. Ba nu. Nu, sigur nu sunt aici. Aici trebuie să fie, sau? Aici, da. Stai așa. Așa că nu înțeleg aici de ce. Ce alt obiect intră în coliziune și nu văd eu? V-a stripat? Că nu e niciun obiect aici. Ce intră mă în coliziune obiectul nostru? Că sunt curios. Asta ar trebui mutat de aici. Pentru că cred că cam încurcă. Asta. Da, vreau să-l vând. Ca să nu mai am eu probleme cu el, îl cumpăr înapoi, stați. Stați liniștiți. Asta era... adevăr. Asta oricum vreau să o pun mai pe la mijloc. Deci acum nu mai încurcă nimic, nu? Asta o pune aici. Asta. Ce obiect mai intră în coliziune, mă, obiectul meu? Dacă nu... Partea asta deranjează ceva, dar nu știu ce. Pe aici n-am pe unde să fac.
Dă-l așa. Pune aici. Ce vin am eu? Gata. Bun, deci, ca o capsulă de azi, noi ne revedem data viitoare la un alt episod. Pa!